Mi-am adus aminte cât de importante erau pentru mine altarele de seară. Tata venea, obosit de la muncă, cu palmele crăpate, pline de var, de humă, și cât era de obosit, lua ori scriptura obișnuită, ori Biblia pentru copii ilustrată. Facuse rost de câteva Biblii din astea colorate pentru copii, erau foarte greu de găsit, nu erau ca acum. Acum găsești pe alese, pe gustate, tot ce vrei în librării, atunci nu era așa, și erau foarte costisitoare. Și lua ori Biblia pentru copii, ori Scriptura. Și ne citea de acolo din Cuvântul lui Dumnezeu. Și în fiecare seară aveam altarul de seară. Dimineața la fel, cântam, ne rugam. Vreau să vă spun că din acele ocazii s-a sădit în inima și mintea mea cel mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. La un serviciu divin, vii, asculți, muzică, prinzi mai mult sau mai puțin dintr-o predică, însă momentele acelea în care stai singur cu Dumnezeu sau cu familia și cu Dumnezeu, momentele de seară, în care iei scriptura și citești un text sau un psalm, te rogi lui Dumnezeu, fac foarte bine sufletului tău. Și, în seara aceasta, aș vrea să ne deschidem Sufletul și să gustăm din bunătatea lui Dumnezeu. Să aducă El acea liniște și acea pace, acea bucurie în Suflet pe care nimic și nimeni nu o poate crea. Putem să mergem în vacanță oriunde, e frumos, e bine. Putem să ne plimbăm cu mașini frumoase, e frumos, e bine. Toate și-au rostul lor. Însă, nimic și nimeni. Nu poate lua locul lui Dumnezeu. Asta este cât se poate declar. Și de aceea aș vrea ca în această ocazie să aduc înaintea dumneavoastră un psalm, primul psalm din cartea psalmilor, care, alături de psalmul 2, formează, așa spun exegeții, poarta psalmilor. În primul se vorbește despre omul neprihănit care se ghidează după legea lui Dumnezeu și în al doilea psalm se vorbește despre Isus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, împotriva căruia se răscoală neamurile. Și de fapt aceste două teme străbat aproape toate cărțile psalmilor, cele cinci cărți ale psalmilor, tema legii lui Dumnezeu și tema cristologică, mesianică. În seara aceasta aș vrea să ne uh, lăsăm atenția asupra Psalmului 1, care zice așa: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cugetă la legea Lui. Și aș vrea să mă opresc aici, pentru că sunt câteva elemente foarte importante care ne plasează într-un anumit cadru care ne poate păzi de rău și ne conduce spre bine. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Și acum, dacă noi ne gândim la cei răi, ne gândim doar la cei care sunt în uh, penitenciar, probabil, sau care îți dau un cap pe stradă, sau la oamenii ăștia foarte, foarte uh, uh, nelegiuiți, care ies în evidență, ca să zic așa, da? Însă oamenii răi, bineînțeles, fiecare avem câte o parte rea în noi, dar vorbim de oamenii care aleg să facă răul, da? Pot fi și cei care bârfesc. Și cu pasiune fac lucrul acesta. Știți că există în Scriptură o poruncă ca să nu bărfești? Să nu umbli cu bârfe în mijlocul poporului tău. În Levitic scrie treaba asta. Deci este poruncă. Și noi vorbim de cele zece, oh, da, dragoste de Dumnezeu, de aproapele, nu știu ce, să nu ucizi. Dar acolo scrie să nu bârfești, să nu umbli cu bârfe în mijlocul poporului tău. Cei care sunt foarte negativiști, și tot timpul, triști, răutăcioși, te coboară în jos când îi asculți, tot timpul îți aduc așa o atmosferă din asta foarte, foarte încărcată, te tensionează, încep să spună, ai auzit ce s-a întâmplat, o, ai știri acolo, ai război acolo, criză dincolo, ăștia cu pensiile, ăștia cu scumpirile și dacă stai în preajma lor, te infectezi. Și Biblia zice, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dacă vreți să fiți fericiți, când vedeți oameni negativiști, țineți-vă departe de ei. Stai să spun, nu, 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 mulțumesc, am, am treabă, trebuie să mă duc să fac altceva. Uh, ai o mulțumire, ai ceva pozitiv să-mi spui? Nu, atunci păstrează pentru tine că am și eu din astea. Când eram în conservator, profesorul meu uh, venea cineva să plângă la el, zice, mulțumesc că. Uh, mi ajunge mizeria mea, nu mai trebuie și altora. Și necazurile cazurile mele nu mai am nevoie de ale altora. Și era foarte înțelept la uh, vorbele astea. Pentru că oamenii încearcă să te încarce pe tine să descarcă ei. Pentru că nu știu ce să facă cu acel bagaj emoțional negativ, cum să-l gestioneze. Nu știu cum să gestioneze emoțiile, nu știu ce să facă cu nemulțumirea, cu frustrarea, nu știu să vină la Dumnezeu, să pună poverile în mâna Lui. Spune foarte frumos Sfântul Apostol Petru și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre pentru că El însuși îngrijește de voi. Este extraordinar. Zice, nu lăsați-le, nu le așezați, aruncați-le de aceea, dacă aveți frustrări, dacă aveți neîmpliniri, dacă aveți tensiuni în suflet, rugați-vă lui Dumnezeu, luați Scriptura și aruncați asupra Lui toate poverile voastre. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Ha, hai să vezi ce mai fac ăștia. Gură cască, știți? Cum se mai întâmplă? Se întâmplă un accident, se întâmplă o ceartă, o bătaie, o, ceva, un scandal la televizor, pe stradă. Gură cască. Hai să vă și eu ce. În momentul când te-ai oprit, ești părtaș la ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că tot ceea ce vezi, tot ceea ce auzi, tot ceea ce este în jurul tău, te influențează, fără să-ți dai seama. Și Scriptura spune, nu te du, nu te opri pe calea celor păcătoși și nu te așeza pe scaunul celor bagiocoritori. <laughs> Uite ce a făcut ăla. Și știți care sunt cele mai gustate? Programe astea de bălăcării. Mamă, ăla a divorțat de aia, cealaltă s-a dus cu nu știu cine. Și tu te așezi în fotoliul celor bazocoritor. Ha, uite ce a făcut, uite ce s-a întâmplat. Ha, uite, a, uite, l-a închis pe ministrul ăla pentru corupție. Ce faci de fapt? Te așezi pe scaunul celor bazocoritori. Dar în felul acesta, tu trăiești ca un om nemulțumit, ca un om frustrat, ca un om neîmplinit, ca un om care are sufletul gol sau plin cu mizerii. Și știți că dacă stai prea mult printre gunoaie, încep să miroși. Exact ca ele. Chiar dacă tu ești spălat, parfumat, mi-aduc aminte când eram la seminar, ne-au pus să facem ore de muncă și într-o zi ne-au dus să sortăm cartofi. Erau și stricați printre ei, deci nu vreau să vă spun cum miros cartofii stricați. Și a trebuit să mergem într-o pivniță acolo să sortăm cartofii buni de aia stricați. Deci după 3-4 ore de stat în pivnița aia cu cartofi stricați și noi pe acolo, deci miroseam o zi întreagă, nu mi-așa, m-am dus, am făcut duș, m-am spălat, am băgat hainele, la am spălat, dar în nări mi se imprimase mirosul acela de cartofi stricați. Ei, cam așa se întâmplă și cu sufletul nostru, și cu noi, dacă stăm în medii toxice, înconjurați de oameni care respiră și emană toate aceste lucruri rele. Și își găsește, zice Cuvântul lui Dumnezeu, plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Își găsește plăcerea, nu doar trâncă în legea lui Dumnezeu sau o reproduce ca un aparat stricat. Pentru că este o mare diferență să reproduci legea lui Dumnezeu, să știi legea lui Dumnezeu, să faci anumite lucruri sau să nu le faci de frică, și este cu totul altceva să-ți găsești plăcerea în legea lui Dumnezeu. Când uh, suntem la semafor. Sunt convins că majoritatea dintre noi nu oprim uh, la culoarea roșu de plăcere. Bă, dacă ne prinde polițaiul, ne-a luat uh, permisul, da? Ne l-a saltat. O lună, două, trei, eu am pățit-o în București, da? Și știu. Uh, da? Și de frică, oprești. Îți mai e frică și să nu vină un alt îndrăzneț din partea cealaltă sau unul care are prioritate, are verde și să te lovească. Dar prea puțin dintre noi facem din conștiință lucrul acesta ca să, să facem bine. Să fim convinși că legea te apără în momentul în care tu ești în, în ascultare de ea. Poți să asculți de frică, da? de teamă, să nu se întâmple ceva. Și noi am inventat aici punctele de mântuire. Ziceau frații prin comunități, frate, punct de mântuire? E păcat sau nu e păcat asta la altă? Deci când aud asta cu punctele de mântuire, aveau și farisei, vreo 600, știți? Și numărau pașii, inventaseră tot felul de reguli, care de care mai, mai tâmpe și mai caragioase și mai zăpăcite. N-ai voie să scuipi pentru că irigi un fir de iarbă în sabat, da? N-ai voie să porți batistă pentru că porți o povară. Dacă e legată de haină, atunci e același corp cu haina și nu ai nicio problemă. N-ai voie să cari de mâncare, dar de exemplu dacă îți pui din loc în loc provizii e ok, te oprești, mănânci și mergi mai departe. N-ai voie să faci un număr mai mare de pași. Dacă depășești, după aia ai o problemă, păcătuiești. Dar dacă îți pui acolo o bucată de pâine sau de mâncare și mănânci acolo, poți să mai faci încă atâția pași, cât era prescris în legea lor, în tradiția lor, așa, pentru că acolo unde mănânci e considerată casa ta și un nou loc de pornire și tot felul de, de chestii de genul ăsta. Ei, creștinismul este plin de povești, este plin de snoave, de uh, lucruri de genul acesta, care parazitează legea lui Dumnezeu. Sună frumos, sună pios, sună interesant, dar ele nu fac altceva decât să înfrice pe oameni sau să le dea iluzia că sunt în ascultare de Dumnezeu, dar de fapt ei ascultă de niște oameni care suprapun legii lui Dumnezeu părerile lor. Și după aia, în secunda 2, zic, așa zice Dumnezeu. Adică ce zic eu. Da. Însă, aici cuvântul spune că omul neprihănit își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. Nu ca un papagal sau ca un radio stricat care bârâie și el pe acolo. Știți că mai erau și stațiile alea de bruiaj pe vremea lui Ceaușescu și ca să nu auzi dădeam pe Europa liberă și ca să n-auzi bine semnalul erau sta stații de bruiaj. Și când începea emisiunea auziai bine introducerea și tot felul de frecvențe intrau pe acolo și stătea cu urechea așa lângă ca să auzi și tu ceva. Ei, omul lui Dumnezeu nu este ca un radio din ăsta bruiat și cu fixuri din astea, ci este un pasionat de legea lui Dumnezeu, iubește legea lui Dumnezeu. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. M-aș opri din nou aici. Este plin de semnificație cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre voi ați trăit momentele acelea la țară, să fie vară, să fie cald și să-ți fie foame, dar să rupă stomacul, nu așa, de foame și să găsești un pom cu fructe în el. Și dacă erau verzi, mâncai mere, pădurețe, mâncai pere, mâncai orice, dar mă, era pom. Era pom. Nu făcea doar umbră degeaba, avea fructe în el. Când eram copil, mergeam la pescuit, mergeam la scăldat într-o zonă în județul Arad, comuna Beliu, și când ne întorceam spre casă, bineînțeles, mergeam câțiva kilometri, mergeam peste câmp și până ajungeam acolo, era ceva. Era un izvor cu apă acolo și în câmp era un pom, un păr. Făceam niște pere extraordinare, mare, crescut așa. Și vara, când era cald, ne opream acolo, ne suiam un păr și mâncam pere. Pa, era ceva extraordinar. Să-ți fie foame, să fie cald, așa, beam apă din izvor și pomul rodea. Era un pom lângă un izvor de apă. Extraordinar. Imaginea aceasta ar trebui să ne însușim. Chiar dacă în jurul nostru este arid, este secetă, oameni nemulțumiți, oameni frustrați, care de care mai încruntați, mai supărați, noi trebuie să fim acel pom care face diferența. Dacă ăștia fac scaieți și buruieni, tu dele fructe. Dacă sunt tot timpul încruntați și nervoși, fie altfel, schimbă-ți atitudinea, tu poți să faci lucrul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu. Mai ales dacă în inima ta este cuvântul lui și legea lui Dumnezeu este de desfătarea ta, plăcerea ta. Este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui. Deci este o chestiune ciclică, nu este o întâmplare că rodește. Omul lui Dumnezeu rodește pentru că Dumnezeu lucrează în viața lui și faptele bune nu sunt ceva sporadic. Își dă rodul la vremea lui. Și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Adică omul ăsta este serios. Este plin în lumea de mincinoși. Este plină lumea de neserioși. Uh, îți promite, vin uh, mâine sau poi mâine acolo, la ora D, și nu vine. Zice, a, păi stai că am uitat. A, uh, stai că uh, nu știu ce s-a întâmplat și nu mai pot să vin, îmi pare rău. În momentul în care tu zici că ești creștin și zici una și nu duci până la capăt lucrurile, ești cel mai mare neserioși și Dumnezeu nu are nevoie de neserioși. Și de asta spune aici, tot ce începe, duce la bun sfârșit. În momentul în care ai început ceva să termin. De asta eclesiastul uh, Solomon spune că mai bun este în, uh, sfârșitul unui lucru decât începutul lui. De ce? Că de început le începem toți. Și dacă te uiți în lume, sunt o grămadă de oameni cu multe idei, și le încep. Și asta, și asta, și cealaltă, și cealaltă. Și, mamă, câte idei au, și, cai de câte lucruri se apucă. Dar nu termină nimic. Și Dumnezeu zice că omul neprihănit, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi. Cei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Nu știu dacă ați văzut cum se vântură pleava tot la țară, imaginea luată din agricultură, pentru că imaginile sunt de mult da, luate în scriptură și preocuparea de bază a oamenilor atunci era agricultura și păstoritul, creșterea animalelor și oamenii erau foarte familiarizați cu lucrurile astea. Noi acum dacă luăm fasolea și toate lucrurile de la Bila și de la Kaufland și de la supermarket, nu mai știm chiar cum se produc lucrurile, dar cei care avem o anumită vârstă mai știm. Dar copiii trebuie să vadă despre ce este vorba. Ei, când se lua grâu sau fasolea, am văzut cum se trăiera fasolea, luaia fasolea așa și când bătea un pic vântul, o lăsai așa și boabele cădeau jos și pleava, uși, o lua vântul imediat pentru că uh, era ușoară, n-avea consistență. Și foarte mulți dintre noi suntem ca pleava. Suntem aproape de boabe, dar nu suntem boabe. Pentru că ne-ai avântul. Și dacă deschideți internetul, e plin de pleavă. Uau, wow, toți să te învețe, să spună, să faci, să dregi. Să... Și când te uiți mai bine, e pleavă. nu e nimic acolo. Dar e bine că merg fanul, merg canalele, merg algoritmii și sunt poate mii sau milioane de vizualizări. Dar consistență zero. Ei, aici spune cuvântul că uh, cei răi sunt ca pleava pe care o spulberă vântul, n-au consistență. Și de asta, uh, pentru a compensa lucrurile, ori epatează în zona modei, ori își fac tot felul de transformări din astea ciudate pe corp uh, și încearcă tot timpul să iasă în evidență. De ce? Pentru că ei nu se simt bine cu ei înșiși. Ei nu găsesc o plăcere în legea lui Dumnezeu, nu găsesc o plăcere în Cuvântul lui Dumnezeu, nu găsesc o plăcere în, în a citi o carte, în a, a se îmbogăți cultural sau lucruri care cresc sufletul. Și atunci trebuie să iasă în evidență cu lucruri care a, nu au consistență în ele însele. De aceea, cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Că despre statul în prezența judecății, ați mai văzut că mai sunt filmate așa câte o arestare la televizor și îl întreabă, și dacă îl prinde că îi dă în cap, în flagrant, el nu zice nimic. El este nevinovat, zice, dacă va fi găsit vinovat Și de regulă dacă ai pile și relații S-ar putea să fii nevinovat și dacă te-o prins așa, da? Pentru că îți găsesc tot felul de circumstanțe atenuante Și tot felul de pedepse din astea cu suspendare Și lucrurile se, se rezolvă Însă, aici se spune că cei răi Nu pot ține capul sus în ziua judecății Nu pot ține capul sus în Cartea Apocalipsei, la capitolul 6, unde se vorbește despre ziua judecății, și cu aceasta aș vrea să mă, apopii, să mă apropii de încheiere, pentru că nu vreau să vă țin foarte mult, și vreau să rămână acest psalm în sufletul vostru și să cugetați în continuare la el, pentru că este foarte bogat în, în uh, mesaj. În momentul în care vine judecata lui Dumnezeu, spune aici versetul 14, că cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o face sul, toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lui până și natura fuge din calea mâniei lui Dumnezeu. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Este dramatic. Cine poate sta în picioare? Cel ce își găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cu la legea Lui. Cel ce nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Își găsește uh, plăcerea în legea Domnului. Nu se așează pe scaunul celor bajucoritori. Este ca pomul sădit lângă un izvor de apă. Își aduce roadele. Vezi ceva în viața Lui. Nu doar vorbe, nu doar declarații ci vezi ceva, oferă ceva, speranță, încurajare, are realizări în viața lui. Ceilalți, spune un cuvânt în Isaia, că cei răi sunt ca marea înfuriată, n-au -n -n pace niciodată, și n-au pace și aruncă întotdeauna în roi și mâl. Nu sunt liniștiți, nu le place liniștea. Observați cât de agitată este când te duci undeva într-un peisaj frumos, natură și vezi că bagă muzica la maxim. De ce? Pentru că oamenii nu sunt învățați să trăiască în liniște. Nu, nu le mai place să trăiască în liniște. Îi deranjează pentru că începe să li se audă goliciunea din suflet. Încep să simtă că e ceva în neregulă cu ei. Și atunci recur la tot felul de substanțe stupefiante. Încep să-și agite viața ca să uite cât de goi sunt, că ei sunt pleavă. Însă, omul lui Dumnezeu este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui. Și pomul acesta poți să fii și tu, omul care dă rod, care nu face umbră pământului degeaba, care se hrănește din cuvântul lui Dumnezeu, care îl iubește pe Dumnezeu și care dă această iubire mai departe. Indiferent de mediul în care trăiește, indiferent de societatea în care trăiește, pomul rodește, chiar dacă în jurul lui sunt numai scaieți, chiar dacă sunt numai buruieni, chiar dacă sunt copaci care nu aduc rod, el este pom, el aduce roadă. Și provocarea aceasta este pentru fiecare dintre noi. Dragii mei, la aceste clipe de seară, vreau ca să vă liniștiți sufletul. Oriunde ați fi, poate sunteți într-o cameră de hotel acum sau poate că sunteți pe o plajă, ascultați cum bate marea, da? Sau poate sunteți, eu știu, pe o terasă la un restaurant sau poate sunteți în niște insule foarte frumoase. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Oricum, să știți, spune Eclesiastul că nimeni nu poate să mănânce, să bea, să bucure fără el, fără Dumnezeu. N-ai cum să faci lucrul ăsta. Să simți bucuria adevărată. Dacă faci toate lucrurile astea și nu-L ai pe Dumnezeu, nu te poți bucura. E, e ca arderea e incompletă, știți? Când dă rateuri mașina așa și nu, nu, merge rotund așa viața spirituală. E cu sincope. Însă momentul în care Dumnezeu este în viața ta, în momentul acela te poți bucura, și îmi doresc ca în seara aceasta, oriunde ați fi, dragii mei, să vă bucurați de prezența lui Dumnezeu și să luați acest cuvânt al Scripturii pentru sufletele voastre.